Întâlnirea de la sediul giurgiuvean al instituției prefectului a avut ca scop informarea cu privire la implementarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unui serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri, necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituția prefectului din România. Cea mai importantă parte a acțiunilor derulate deja de la debutul proiectului în 2013 a fost cuprinsă în prezentarea unuia dintre angajații prefecturii giurgiuvene. Rezultatele realizării proiectului au constat în faptul că au fost informatizate și devenite interoperabile sistemele din toate cele 42 de instituții ale prefectului. Au fost instruiți cu această ocazie 95 de angajați, 87 din cadrul instituțiilor prefectului și 8 angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. S-a reușit furnizarea unui serviciu online de verificare a apostilelor eliberate de instituțiile prefectului. La întâlnirea de la Prefectura Giurgiuveană au fost prezenți reprezentanți ai primăriei municipiului Giurgiu și ai altor primării din județ, ai serviciilor municipal și județean de evidență a persoanei, ai inspectoratului școlar județean și ai altor instituții din subordinea prefecturii cu responsabilități în emiterea de apostile. De menționat este și faptul că din cele 120.000 de apostile emise în România, circa 500 vin din partea Prefecturii Giurgiu. Au mai precizat cei prezenți la întâlnirea de la sediul prefecturii. Proiectul, cu finalizare la jumătatea anului în curs, are ca avantaje importante posibilitatea verificării autenticității apostilelor, dar și scurtarea timpului și procedurii de acordare a acestora.